Saludos. Am reușit să aflu locația lui Vasilică. Și este pe pământ 9980 la area 51. Clar. Te fac bucăți. Ai înțeles? Acum am dat pe la treabă. Acum pe care s-a luat. Și cu asta s-a dat putere. Cred că a distrut mai multe dimensiuni. Ok. Îl duc acolo imediat. Da, să-i prins șeful. Sper să-i prindă cât mai repede. Adică, unde suntem? În cea mai securizată secțiune din area 51. Știi că nu știu tot adevărul. Dar l-am spus cât o leacă. Nici măcar nu știu cum, că îi cheamă Sonic, Tails și Knuckles. Sunt proști ăștia. Dar vreau să spun ceva. Poți te rog să mă încerci, mă bați și vreau să colaborăm. Uite, eu a fost doar din imaginația ta, tu ai venit. M-am imaginat dimensiunea ta. Dar acum, prin dimensiunea mea, vreau să lucrăm împreună contra o amenințare mai mare. Și ziceai că de fapt, pe tine nu te cheamă Atka și că e doar nume de caracterul tău sau ceva prostii. Da, numele meu real este Jared Blamingcamp. Am 77 de ani în prezent și sunt fondatorul Areei 51 și CEO prezent al organizației GAN, care se ocupă de ăia, sunt inteligent, na, că să știi din organizația GAN, sunt CEO prezent eu. Comenzarea cu care ne confruntăm noi este un golan care se numește Fantoma. El este de pe pământul 60210 și pământul 60210 a fost creat de cineva de pe pământul 5. Acest Fantoma ar trebui să fie un zeu din folclorul chinez de metal, adică din metal destructibil. Și el, în mintea acestuia de pe momentul 5, a distrus dimensiunea 60210 și el își imagina cum distruge și dimensiunea 5. Dar, de obicei, când se întâmplă așa ceva, dimensiunea creează automat un mecanism de apărare și creează o copie a dimensiunei pe care aia se distruge, creează copii infinite. Dar uneori asta nu se întâmplă. Și se întâmplă chiar să distrugă adevărata dimensiune. Și așa s-a întâmplat în cazul ăsta. De obicei, aștia sunt prinși de tot felul de organizații care protejează dimensiuni și toate astea. Sunt o grămadă. Da, de obicei prinde foarte ușor. Dar data asta nu i-a prins nici până acum Fantoma. El până acum a distrus atât de multe dimensiuni încât însăși dimensiunea noastră n-ar destul de numere încât să conțină cifrele numărului pe care de dimensiuni pe care l-a distrus Fantoma. Și se îndreaptă spre noi. Ne-a localizat locația și trebuie să ne mișcăm acum rapid către dimensiunea ta. Pământul 80975, acum, chiar acum. Să știi deja, acum au trecut deja 30 de ani de când ai murit tu pe pământul 80975 și acolo e deja 2080. Și da, în timpul ăsta deja au apărut mașini zburătoare și peste tot acum. Arată foarte diferit. În fine, trebuie să ne mișcăm. Bine, hai să plecăm.
Fiind acasă, imediat. Mamă, ce fain e aici! Stai Brașov în 2080! Mamă! Da, ultima schimbare cât de lipsi vă slică. Vom veni înapoi acasă. Acum trebuie să mergem la Tango acasă. Este imediat, este puțin mai încolo, trebuie să mergem. Ok, deja aterizez, deja aterizez, deci ok, 3, 2, 1 și ok, deci era cu ce să prăbușesc de clădire. Bă, dar chiar nu știu să conduc mașini zburătoare. Știu pe alea normale. De ce a trebuit să mă las ca acolo? Și la închirierea de mașină. În fine, am ajuns acasă. La Tango. Vasilica, ești chiar tu? Mamă, hai intră, că nu știu cum e acolo. Bai, credeam că e mult, acum 30 de ani. Hai, și acum arăți ca un copil. De 10 ani, hai, înăuntru. E povestea lungă asta, hai că vin. Mamă, da, stai surprins să mă vadă. Păi, Vasilica, înainte să-mi spui tu orice, eu vreau să-ți spun ce s-a întâmplat pe aici, în acești 30 de ani în care tu ai dispărut. Păi, după moartea ta, fundația SGP a venit la noi, la Oșă, și ne-a dat niște premii de 5 milioane de dolari, cu care, acum, Tavan și-a deschis o afacere și acum el este milionar, trăiește într-un mansion gigantic la București. Și eu, și la toți am dat diplome de 5 milioane de dolari, și este și una pe numele tău, uite, asta e diploma ta. Trebuia să ți-o dăm ție, dar nu știu, tu practic ai dispărut, te-ai dezintegrat, deci nu puteam să ți-o punem la mormântul tău. Și cam asta. În rest, s-au mai inventat mașinile zburătoare, acum ai văzut că sunt, mai tineră. Și... Acum, să știi că deja o săptămână din mai s-a terraformat complet și au mai fost rachete și pe Venus, pe Mercur și acum a s-a dus recent una și pe Jupiter. Mamă, s-a întâmplat ceva. Eu am aflat o grămadă. Păi, nu știu, după, imediat m-am trezit. 2021 în Sonicverse, pe pământul 990. Cred că era visul lui Tavan să trezească în Sonicverse. A, da. Și, practic, acolo m-a capturat Raia 51 și se pare că Atke de fapt de pe pământul 990, adică Sonicverse. Și el și-a imaginat dimensiunea asta și practic așa se creează. Este după box, este asta spre realitate cu grămadă de dimensiuni care se creează, se distrug așa în complet și într-un ciclu continuu, este infinit, este super ghiciuit, am fost acolo, aproape m-au orbit la câte lumini erau acolo, era cam lumini de la ghiciuitoare de te orbesc înspre realitate. Și n-a spus de unul care distruge dimensiuni și se îndreaptă și spre ce și trebuie să-l oprim, eu și cu Atka, acum Atka nu mai e rău, pe el n-a fost rău, doar și-a imaginat așa că era rău în ăsta, dar acum s-a întâmplat o grămadă. Și să știi că Atka e și m-a lăsat aici, m-a dus undeva la închirieri de mașină atât ce m-a ajuns aici pe dimensiunea asta și mi-a dat o mașină zburătoare, de-abia știu că să o conduc. Mi-a fost greu să o aterizez aici, în parcare, dar am reușit. Și practic supra realitatea, nu știu dacă am spus, dar n-ar niciun zeu a existat, ci întotdeauna va exista și asta e totul și da. Se pare că ateii aveau dreptate. Oho, mă, dar să știi că înțeleg că tu și Atka
Vreți să vă luptați cu ăsta fantoma, da? A, ok. Să știi că eu, gata. S-au dus puterile. Mi l-a luat fundația să începe puterile la toți. Mi l-a luat. Deoarece n-aveam să trăim cu ele. Pur și simplu la extra și au făcut arme. Dar pot să vorbească cu voi. Cei mai probabil deja ne-au localizat fundația să începe. Și ar putea să vină din orice moment aici să vă dea arme. Să vă dea arme la tăței și la Atka. Adică o să-l găsești pe Atka. Cred că o să vină Atka cu armele. Dar nu știu. Nu știu acum. Adică e nebunie. Acum Atka e bun. Da. Peste 5 ore. Cineva m-a pocăit la ușă. Mă duc să răspund. Sau Vasilica, să știi că am venit cu vindare SCP după ce ai plecat tu și ne dă niște arme, și că arme foarte puternice, cu care ne luptăm împotriva fantomei. Și cred că cine-i moșul ăla? Tango. Da, eu sunt Atka și nu-s rău. Și după mă cheamă Atka, numele meu real este Gerard Blamikamp și sunt fondatorul Arei 51 înapoi în Sonicverse și de asemenea sunt CEO-ul prezent al organizației GAN acolo. CEO-ul organizației GAN? Scuze. Trebuie să sunt pe tavan, asta e foarte bine. Alo, tavan? Păi, Atka e de fapt din Sonicverse și a creat dimensiunea asta și este Sonicverse CEO al organizației GAN. Îți spun mai multe când vii aici, vin aici, că știu că ești acolo din București, ok? Vii? Vine și tavan. M-a auzit de organizația GAN de Sonic First. Gata, vine. Bă. Fii și eu bătrân al dracului. Acum trebuie să-mi iau și pastila, că fie. Ok? Să-mi iau pastila. Am luat-o. Mă, da. Nu înțeleg, așa ții pastele în 2080, iei bucățele mici și le pui așa, pe cap, pe forehead. Păi da, acum așa se iau, se practic se iau aceste plăcuțe, le pui așa pe cap, ele se vor absorbi și în tine și practic îi va face efectul de pastil, așa e acum în 2080. Economia tehnologie mai peste tot. Am și probleme cu nu știu, cu bătrânii, acum am și probleme cu bâlbreala. Și cu plămânii am, dar puțin, nu, n-am mult, tot. La cină, la ora 21:38. Bine că... Adică ce? Deci ai primit informații. Ce informații ai primit? Fantoma e pe pământ 9980 deja. Bine că nu ne găsește. Păi... A putut cineva la ușă. Bună ziua, tata. Am auzit că a venit tatăl și Vasilica s-au întors. Bă, nu. Nu dai cap, chiar s-au întors. Mamă, au făcut iară guacamole. O strat de guacamole. Bă. Nu puteai să fi făcut și tu spaghete carbonara? Ți-am zis că vreau spaghete carbonara la telefon. Bine, bănuiesc că mănânc. Am auzit că Atka este de fapt din Sonicverse și el s-a imaginat această dimensiunea noastră, că așa crezi, se denează dimensiuni, se imaginează cineva și povestea și el imaginează cineva, o povestea și el se nasc așa. Și am auzit că Atka este de fapt CEO-ul la organizației GAN. Tare. Deci cum te cheamă?
Auzi, dacă ești tot organizației GAN și gen, așa chiar te cheamă ATCA, adică pe tine cheamă ATCA din Statele Unite. A, nu te cheamă ATCA, ai doar nume de caracter. Cum? Jared, cum Jared cam... Jared Blumenkamp. Mai merge. Bă, cine e asta? A venit dracului. Got me going crazy.